pe Victor Dănuț, îl cunoaștem de mult timp și nu știm cum face, dar când ajunge la noi, ajunge ușor și la inimile voastre. Poate e prea bun, poate că e de-al nostru, dar cert este una. Muzica e viața lui și asta se simte prin fiecare vers ce-l interpretează. Astăzi vine să ne prezintă o nouă melodie și până atunci haideți să aflăm ce s-a mai întâmplat în viața lui de când nu ne-am văzut. De când nu ne-am văzut? Multă vreme a trecut. De fapt, știm prin ce ai trecut tu atunci. Practic, ultima ta apariție aici la noi, la Vorbe Bune, a fost înainte de a te îmbolnăvi, de a lua COVID-ul. Da, da, da. Cam așa a fost. Acum suntem bine și mulțumim lui Dumnezeu. Da, am trecut cu bine. Suntem deja vaccinați, tot bine. Și sperăm la o viață mai bună și sperăm că să treacă odată toată această nebunie și încet cu încet să apară mai multe evenimente și mai multe. Ei, de fapt, s-a mai dezghețat. S-a dezghețat, da, deja un pic. Situația. Da. Ai ieșit în fața oamenilor, ai început a cânta pe la evenimente. Sigur că da, am încercat să fac și melodii noi ca să apară și la TV, nu doar la evenimentele private. Dar știți cum, noi mereu dorim mai mult și mai mult și de aia și ziceam ca să apară mai multe și mai multe evenimente. Așa, pentru că din acele evenimente se strâng bănuții și se fac melodii noi și videoclipuri noi, pentru că tot asta costă. Sigur că da, foarte mult costă și mai ales în ultima perioadă, chiar dacă nu am cântat, dar am încercat oricum ca să fac melodii noi. Am fost și aici la dumneavoastră cu un colaj, pentru că asta e, pentru asta noi trăim, ca să facem melodii noi, ca să ne cunoască publicul și să apărăm cât mai des la TV. Așa, da, ca oamenii să vă cunoască. Noi, de fapt, acordăm aici locurile celor muncitori, pentru că ne plac, mai ales tinerii care încep să își facă un loc aici în folclor, în muzica populară de la noi din țară, pentru că avem moguli, adică ca să te ridici la nivel, e mult de muncă. Sigur că da, este foarte mult de muncă. Sunt cu mici excepții când poți să lansezi o melodie și deodată ca să devină hit, dar cel mai des este ca să lucrezi foarte, foarte mult până ajungi la nivelul la care îți dorești tu, cu adevărat. Așa, cu adevărat ai o nouă melodie. Da, am o nouă melodie împreună cu Orchestra Floiraș, condusă de frații Ștefăneț. Muzica a fost scrisă de Mihaela Tabură și textul a fost scris de Marina Morozniuc. Le mulțumesc foarte mult pe această cale că am realizat încă un produs împreună, pentru că și această melodie se coace cumva mai de mult. După aia am mai schimbat câte ceva la studio și am reușit ca să o lansez. Și drept am vrut să o lansez împreună cu un videoclip, dar cumva vremea de afară ne-a dat bătăi de cap și am zis că trebuie să lansez măcar așa melodie, pentru că așteaptă de mult timp, dar când va fi vreme mai bună... Când vor fi și mai mulți bănuți, cu adevărat, voi filma și un videoclip și poate pentru toamnă lansez și videoclipul. Așa. Lucrezi cu orchestre, cu diferite orchestre. Ai vreo orchestră cu care preferi să lucrezi? Sau dacă o să zici ceva, o să-i simperi pe celălalt? Nu zic cu una preferat, dar cred că se vede în ultimul timp că colaborez mai mult cu Orchestra Floiraș. Am colaborat cu mai multe orchestre, dar m-am gândit că ar fi bine ca să lansez și un CD. Și acest CD ar trebui să fie împreună cu o singură orchestră, așa ar fi frumos. Și de aia acum ultimele melodii le fac împreună cu frații Ștefăneț, Orchestra Floiraș. Și cu Doamne ajută, nu știu, mă gândeam cumva mai repede va fi lansarea acestui CD, dar mai greu se înregistrează, tot așa. Lasă-l pe la anul nou, da? Da, și tot mai avem timp până fac acest album.